doamnelor și domnilor oficiali și cinstite fețe bisericești, doamnelor și domnilor iubiți creștini, vă mărturisesc candid că nu mă simt în apele mele aici. M-am chinuit ieri noapte să văd ce înseamnă, business casual. Așa trebuia, am văzut pe invitație că trebuie să vin îmbrăcat. După aceea vreau să vă mărturisesc că de 11 ani nu am luat sacou pe mine, am doar geacă. Plus după aceea e un eveniment atât de încărcat de... pentru mine este copleșitor și vreau să vă spun doar atât că am o mare cinste cea de a vorbi despre Prințul Păcii câteva minute și despre pace în general și despre război, pentru că eu cred la ora actuală că avem probleme nu cu pacea, ci cu războiul. Asta o zis că e tema conferinței și a întâlnirii de astăzi. Will Durant spunea în lecțiile istoriei că în 4.000 de ani de istorie umană am avut doar 286 de ani fără război. În acești 4.000 de ani s-au rupt 8.000 de tratate de pace. Îi atât, spunea tot Will Durant, că de fapt pacea nu e decât acel moment liniștitor când îți încarci pușca pentru un nou război. Putem vorbi despre o lipsă totală a păcii, exact cum am putea vorbi despre, eu știu, lipsa lui Elon Musk de la Castelul Bran. Tot așa e de vizibilă și una și alta. Chinezii vorbeau despre acel praf de pușcă care trebuie ținut totdeauna uscat ca să poți vorbi despre pace. Indienii ziceau că atunci când trebuie să-ți îngropi securea războiului, să-ți lași coada afară de la securea respectivă. Eu cred că ceva s-a întâmplat cu noi și nu punem vina pe, să zicem, optimismul infantil al lui Martin Lloyd-Jones, care a fost primul ministru al Marii Britanii în primul război mondial, 1918, când spunea el în 1918, astăzi, la ora 11, încheiem ultimul război din istoria României, omenirii. Asta mi se pare un optimism extraordinar. Nu e așa. Avem probleme, de exemplu, pentru faptul că, așa cum spunea Părintele Necula mai înainte, undeva am avut probleme cu războaiele. Și când am văzut că nu mai sunt suficiente pentru noi înșine, le-am albit. Și spunea la un moment dat Voltaire că atunci când vorbim despre gloria militară, de fapt vorbim despre pradă. De fapt, ce război decât un mare act, spunea Voltaire, de a fura. Pentru că ăsta e cuvântul până la urmă. N-are rost ca să discutăm despre războaie drepte. Nu sunt războaie drepte, nu sunt războaie strâmbe. Există dorința de a fura, de a pune mâna pe ceva ce nu este al tău până la urmă, pentru că ne putem ascunde după cuvinte frumoase în fiecare clip. Iubiților, atunci când vorbim despre război, poate că am crezut la un moment dat noi, care suntem aici, că ar fi o ultimă soluție religie. Poate că de aceea, până la urmă, am binecuvântat tunurile și tancurile și dronele, pentru că am crezut că religia poate să facă ceva în privința aceasta. Și ne-am dat seama că există o incapacitate până la urmă, o slăbiciune a noastră, a oamenilor care ne spune că suntem religioși, pentru că nu putem albi un război. Nu-l putem binecuvânta, nu putem blestema pe oponenții acelui război, pentru că avem un mandat. Undeva ne sunt, citeam o dată într-o carte că rabinii, în Talmud, spuneau că Arhanghelul Mihail este acela care duce mesajul răzbunării. Și până la urmă, Arhanghelul Mihail era trecut în Sfânta Scriptură ca având doar o aripă, ca să meargă încet. Și că Arhanghelul Gavril este cel care ducea mesajul păcii și el avea două aripi să zboare, cum spunea în Daniel, în capitolul 6, să vină iute, să zboare iute. Și cred că până la urmă, tot ce am făcut în ăștia 4.000 de ani de istorie, așa cum spunea Will Durant, n-a fost altceva decât să punem motor la Arhanghelul Gavril, la Mihail, dacă are tot o aripă, măcar să-l ajutăm. Și din păcate pentru toți care suntem aici, nu vedem altceva decât că binele merge mult mai încet. Până când adevărul se leagă la șireturi, minciuna a străbătut globul.
Suntem mai ahtiați după scenele de sânge, poate pe undeva este ceva în noi care până la urmă ne oprește ca să vedem pădurea în toamnă. Mai repede ascultăm drujba care o taie. Mă gândeam zilele acestea că rezultatul n-a fost altceva decât că ne-am omorât în toți anii aceștia cu dezvoltură, unii pe alții, indiferent de religia, de credință, de confesiune pe care am avut-o și dacă s-a putut, a fost chiar și în postul Paștelui, să zicem. Acum, deocamdată, stăm pe butonul nuclear, cu mâna pe el. Și probabil că până la urmă trebuie să ajungem la ceea ce spunea Einstein, că nu știu cum va fi al treilea război mondial, dar probabil că al patrulea va fi 100% cu bâte și cu pietre. Cred că până la urmă am văzut în toți anii aceștia că ce-i tehnologia, mereu tehnologie nouă sau capacitatea mereu crescând a noastră de a ne distruge în fiecare zi tot mai mult. Aici suntem acum. Nu vorbim despre pace și război, nici despre război și pace. Vorbim despre faptul că ceva se întâmplă. Unde am greșit? Eu cred că în primul rând am greșit pentru faptul că noi am crezut că noi oamenii suntem băieți buni. Știți ce am citit de dimineață când am venit pe avion spre dumneavoastră? Că cei răi nu au pace. E o problemă când eu rău și tu rău și el rău vrem împreună ca să facem pace. Cei răi noi, dacă nu avem, noi nu o dau. Zicea Iisus Hristos, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Și spunea Domnul nostru Iisus Hristos că în momentul în care noi devenim oameni ai păcii, trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că atunci pacea este vizibilă. Problema este că Rousseau nu avea dreptate. El spune că suntem băieți buni. Rousseau care și-a trimis 5 copii la orfelinat. Nu suntem buni, nu suntem din naștere buni. Suntem răi. Biblia spune că nu e niciunul bun măcar pe planeta aceasta. Cred din toată inima mea că trebuie să ne facem pace cu Dumnezeu. De aceea acest verset și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Iar am certat cu Dumnezeu, nu suntem buni, Hristos a venit exact ca să aducă pace acolo unde nu este, în inimile noastre. Și să facă această legătură între noi și Dumnezeu, ca să fim oameni aceia care să putem să vorbim despre pace. Pentru că dacă avem pace cu Dumnezeu, avem pocăință. Nu știu cum să traduc pacea cu Dumnezeu. Pocăință, mântuire, pentru protestanți ar veni chemare la Dumnezeu sau întoarcere la Dumnezeu. Știu doar atât că omul acela care are pacea de la Dumnezeu în el, are caracterul schimbat, are prioritățile schimbate, are viața schimbată, are valorile schimbate și atunci trebuie să înțelegem cu toții că de fapt cheia păcii de care ne dorim toți aici, să fie pace în lume, să fie pace în lume. Toți care ne-am ars fâșurile, dacă mai țineți minte când cânta pe UNESCO la Cenacul Flacăra și mergeam pe stadioane. Toți aceștia care suntem aici trebuie să înțelege că pacea nu este ceva care vine prin tratate. Că pacea vine prin Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, care vine în noi. Facem pace cu Dumnezeu ca să putem avea pace unii cu alții. Închei ceea ce am vrut să vă spun astăzi, căci noi nu avem de luptat, spunea în Cartea Efesenilor, capitolul 6, Sfântul Apostol Pavel, nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, nici împotriva unii altora, cum credem unii dintre noi. Că de fapt noi avem de luptat împotriva diavolului și singurul război permis de Dumnezeu este cel împotriva diavolului. Îmi imaginez. Am avut onoarea să-l cunosc chiar înainte de a muri, eram tânăr student atunci, pe domnul Petre Țuțea și într-un fel sau altul, dânsul nu vedea dihotomia între Dumnezeu și război. Și spunea că își visa, la un moment dat, stând acolo cu noi, că visa să vadă fiecare babă din România care să mulgă vaca cu cască militară pe cap. Și să avem atâția prunci, să ne mulțim ca sardelele și să batem pe bulgari, să ne înarmăm până în dinți. E o viziune victorioasă, dar mă gândeam atunci în seara aceea, când povestea lucrurile acestea, că oare dacă tot e vorba de bulgari, oare n-am putea să stăm pe nisipurile de aur la Baltic, de exemplu, cu bulgarii fără să ne caftim? Adică oare n-am putea să vedem ce ar putea să fie între noi dacă ar fi pace? Imaginați-vă! Să putem să stăm fără să ne cerem scuze că unui penticostal, că unui baptist, ortodox, catolic, reformat. Să putem bea un Pepsi împreună, pentru că de fapt marea noastră problemă este că nu ne cunoaștem.
Și în momentul în care am putut bea un Pepsi împreună, s-ar putea ca peste câțiva ani de zile să putem avea și Euharistia împreună. De un vis. Iertați-mă. Pentru că mai pot permite să visez astăzi. Dumnezeu are, spunea Evdokimov, 3 copii. Vreau ceva pentru că poate că nu mai apuc să mai zic vreodată ceva la atâția domni guvernanți de noștri, din acestea care ne conduc țara aceasta. Evdokimov spunea că, de fapt, Dumnezeu are 3 copii. Spunea biserica, primul copil, spunea la un moment dat că e familia cel de-al doilea copil și guvernul. Cele 3 instituții create de Dumnezeu. Totuși, cred că, până la urmă, Berdiaev are dreptate și spunea guvernul niciodată nu poate umbla în picioare, este copilul bolnav al lui Dumnezeu, distrofic. Că de fapt are nevoie de cele 2 cârși, care prima cârșă este biserica și cea de-a doua familia. Vă rog în numele lui Iisus Hristos, nu mai trageți în cârșe, că până la urmă, vorba lui Will Durant, cu care tot am început astăzi, orice religie, în momentul în care se duce, pleacă de gât cu civilizație cu tot, pentru că de fapt suntem legați împreună, ca Romeo și Julieta, asta trebuie să înțelegeți. Vă rog în numele lui Iisus Hristos, nu mai împușcați nici familia, nici biserica, pentru că mi se pare de câteva timp un atac concentrat și asupra bisericii și asupra familiei. În momentul în care ne-ați împușcat pe noi, nu mai aveți cârje de stat în picioare. Ce e de făcut? Întoarcerea la rugăciune. Singurul care poate salva România e Dumnezeu. Credeți-mă, nu NATO, nu mă încred în NATO, nu mă încred în Uniunea Europeană, nu mă încred în puterile acestea noastre, mă încred în Dumnezeu că El poate să salveze România. Dar pentru asta trebuie să-L căutăm cu rugăciune și cu post. Și ar mai fi ceva, să avem puterea să ieșim în față. Telemachus a fost cel care a oprit ultima luptă de gladiatori. În secolul 4, 80.000 de oameni în arena din Roma s-a dus între cei 2 gladiatori și le-a spus în felul următor: în numele lui Iisus Hristos, opriți-vă! A fost ultima luptă de gladiatori din Imperiul Roman. Cred că ar fi vremea ca biserica să folosească cele 2 pârghii, și noi creștini, rugăciunea și acțiunea socială. În numele lui Iisus Hristos, opriți-vă și aduceți pace. Mulțumesc!